Bună ziua, stimați telespectatori! Astăzi, la interviul zilei, subiectul este cultura. Cultura, mai exact, așa cum este ea împărtășită cu municipiul nostru, cu județul nostru, în cadrul Bibliotecii Județene G.T. Chirilianu, în cadrul căreia ne aflăm acum alături de domnul director al lui Gheorghe. Domnul lui Gheorghe, mulțumim că ne-ați primit și vreau să vă întreb prima dată despre evenimente. Ce evenimente sunt programate pentru perioada următoare în cadrul Bibliotecii Județene? Bine ați venit la bibliotecă, vă așteptăm pe dumneavoastră, prin dumneavoastră invităm pe toți cei care privesc la emisiune, cei care trăiesc în Piatra Neamț și în Județul Neamț. Ideea este că biblioteca este deschisă tot timpul, ea oferă lucruri temeinice care țin pentru o viață. În bibliotecă sunt câteva paliere de activitate, sunt lucruri care se văd, lucruri care se văd mai puțin, dincolo de faptul că aici sunt cărți, că de aici iradiază cultură prin cărți, sunt și multe evenimente culturale care practic duc la deschiderea acestor cărți. În septembrie am avut câteva lucruri interesante, zic eu, la bibliotecă. Tocmai s-a încheiat o manifestare aparte, vorba de zile Daniel Sandu Tudor, o manifestare în care am vorbit despre relația cultură și spiritualitate la nivelul culturii naționale, în care am vorbit despre martiri ai spiritului și ai spiritualității, ai bisericii și ai creștinătății, dar am vorbit și despre actul de cultură care a premers sau care a rămas după acest soi de martiraj. Am luat ca un model pe Daniel Sandu Tudor, dar prin el am făcut o extensie, zic eu, la nivelul culturii române. Acest eveniment, zilele Daniel Sandu Tudor, deja este o tradiție, este la ediția a șasea, dacă nu mă înșel. Da, sunt șase ediții, de la ediție la ediție am crescut în, hai zici, în imagine și în interes al publicului pentru manifestarea noastră. Aproape că nu trebuie să mai facem o promovare agresivă, pentru că publicul din Neamț, de la Mănăstirea Neamț, de la Schitul Cărbuna, de la seminarul Veniamin Costache, acolo unde se desfășoară tradițional această manifestare, publicul vine pentru că știe care este orizontul de așteptare. Iar noi suntem pregătiți să aducem de fiecare dată invitați interesanți care să intre în dialog cu publicul. Luna octombrie este o lună la fel cu evenimente așteptate, cu evenimente care vin, zic eu, după un an în bibliotecă, îmi dau seama cam ce trebuie și cam care este orizontul de așteptare. Am deschis sala Cupola, am deschis o expoziție aparte. E vorba de Germana, limba marilor idei. E o expoziție de afișe model, în parteneriat cu Ambasada Germaniei la București, cu Forumul German din Piatra Neamț, și în cele 20 ceva de afișe din sala Cupola, practic se deschide o poartă, se deschide o fereastră spre cultura germană. Sigur, e vorba de portrete emblematice din cultura și din actualitate, de altfel, pentru că nu e vorba numai de cultură. Și e o modalitate de a educa, de a orienta, de a găsi, zic eu, o posibilitate de orientare pentru publicul tânăr, mai ales din Piatra Neamț. De ce ar trebui să fie publicul tânăr din Piatra Neamț și nu numai interesat de limba și cultura germană, în opinia dumneavoastră? Da, e o întrebare bună. De altfel, asta am și vorbit la vernisarea expoziției, la deschiderea expoziției. Publicul tânăr este cel căruia îi se deschide o Europa unită. Noi venim dintr-o Românie enclavizată, venim din perioada comunistă, când aproape că nici nu visam că putem să privim spre Europa, că am putea să trecem liberi dintr-o parte în alta granițele. Ei, publicul tânăr a venit într-o Europa globalizată, o Europa cu mari diferențe culturale, cu mari diferențe de identitate,
Iar între cei care se află într-o criză de identitate, se află și, din păcate, tinerii români. Se uită spre Europa, se uită spre actualitatea imediată românească și nu prea pricep pe ce lume trăiesc. Foarte mulți dintre ei sunt o lipsă de orientare. Ori germana, Germania, cultura germană, toate trei sunt expresia stabilității, expresia lucrului făcut cu profesionalism, sunt modele de cum a fost putut fi depășită o criză care nu e doar economică, o criză morală, o criză de identitate, o criză culturală, o criză complexă, ori Germania e un model. În acest moment, Germania este într-adevăr una dintre cele mai mari putere ale lumii, dar vine după un trecut foarte... Această nouă calitate din ultimii ani vine după un trecut foarte zbuciumat, dacă e să ne referim la urmările celui de-al doilea război mondial, care efectiv au dărâmat această țară. Perioada de reconstruire, perioada de împărțire între americani și ruși, au fost niște momente grele și probabil că acolo au fost mari probleme de identitate. Dar au demonstrat că se poate trece. Absolut. Să ne dăm seama că în 1989, după dărâmarea zidului Berlinului, Germania din vest a preluat Germania din est, care avea aceleași tare pe care le avem și noi. Ori la ei n-a mai fost acest marasm îndelungat, perioada de tranziție a fost scurtă, Germania au știut că au de făcut treabă și au făcut treabă. Ori în România încă suntem într-o tranziție, după 25 de ani de la căderea comunismului, încă suntem în tranziție și, din păcate, nu se întrevăd foarte multe lucruri la orizont. Sau e aceeași buimăceală politico, economico, socială, culturală în România, încât părem să nu ne găsim. Ori un model precum cultura germană și spiritul german și societatea germană poate fi în acest model, în acest moment, zic eu, de bun augur pentru tânărul din România. Spuneam de altfel că de dorit este ca generația tânără din societatea românească să se orienteze spre centrul Europei, spre Germania, spre alte culturi și civilizații, după care să se întoarcă și cu experiență nouă să refacă o societate românească adevărată, așa cum tindem să avem, sau cum ar trebui să renodăm o tradiție sau realitatea din perioada interbelică sau de dinainte, când tinerii români mergeau în vest și se întorceau cu îmbogățiți cu experiență. România mare, România modernă a fost făcută de altfel de tineri români care au intrat în rezonanță cu culturi și cu societăți europene dezvoltate, adevărate, bine așezate. Era o perioadă în care România era destul de dezvoltată. Nu mai știu dacă atunci sau mai devreme, din câte mi-amintesc, am citit, un leu era cam un dolar. Un leu era 2 dolari în perioada interbelică, prin anul 1929-1930, când în Europa era criză, România mergea foarte bine, pentru că noi atunci ne bazam pe agricultură, care agricultură mergea bine în România, la nivelul anului 1929-1930, iar un leu românesc era 2 dolari, aveam un nivel de trai comparabil cu cel al Europei, iar nivelul de cultură, dacă ne amintim, în perioada interbelică a fost unul cu adevărat europeni, la nivelul avangardei eram europeni, la nivelul marilor nume, să ne gândim că în acea perioadă s-au format Eugen Ionescu, Constantin Noica, Emil Cioran, Mircea Eliade, grupul Criterion, valori adevărate, imense în acea perioadă, dacă să nu mai spun de Lucian Blaga, de Arghezi, de toți ceilalți, Ion Barbu, ei s-au format în acel context cultural deosebit, că dacă e să vorbim de marea cultură română și marea literatură română, avem, dincolo de spontaneitatea aproape inexplicabilă a marilor clasici care au apărut nu neapărat pe un vid, dar pe un teren nepregătit, Eminescu e aproape, nu știi de unde să-l iei, să vină într-o cultură neformată, un spirit ca lui Eminescu este un lucru ieșit din comun. Ei, după mari clasici a venit perioada
interbelic, care este la fel o perioadă extrem de bine structurată și extrem de bogată și complexă literar-cultural, după care urmează celelalte perioade. Revin la cultura germană, Eminescu s-a format în Germania, Eminescu a fost un mare admirator al culturii germane, nu franceză, ci germane, și sunt în Fragmentarium, de exemplu, și în alte inedite eminescene, sunt foarte multe trimiteri spre limba și cultura germană. În Germania s-a format, și acolo a și sfârșit, de altfel, Ile Caragiale, în Germania s-a format Titu Maiorescu. Nu vreau să spun că n-ar fi importante celelalte culturi, cultura franceză, cultura rusă, cultura italiană, cultura spaniolă, evident, sunt toate importante, însă cultura germană, vrem sau nu vrem să recunoaștem, e un model de ce înseamnă ca ea, cultura, să se regăsească și pe stradă, cultura să se regăsească și în gestica obișnuită, cultura să se regăsească nu numai în școală sau în academie, să se regăsească chiar în comportamentul individual. De asta eu sunt fascinat de spațiul german, l-am traversat de câteva ori și de fiecare dată am venit cu impresia că e pentru ce suntem noi astăzi, e o idealitate. De asta manifestarea de la bibliotecă în relație cu ambasada Germaniei e, zic eu, binevenită și e un semn. Ea nu te învață, aici nu înveți în expoziția ta limba germană, dar prin modele poți să ajungi la limba germană. Dincolo de asta, noi în bibliotecă avem un cerc de limbă germană, pregătim tineri doritori să învețe limba germană, alături de alte limbi, engleză, franceză, italiană, spaniolă, mai nou cer de limbă turcă. Deci am deschis biblioteca și pentru asemenea manifestări care sunt în sprijinul publicului. E o modalitate de a fi în relație cu un public cât mai divers, cât mai larg, dar, mă repet, contează foarte mult semnalele pentru publicul tânăr. Cu cât sunt mai multe manifestări și mai interesante, cu atât mai bine. Acum, dumneavoastră conduceți Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu, dar evenimentele care au fost, cel puțin în ultimul an, aduse aici, nu au ținut numai de carte, ați avut expoziții de pictură, ați Evident. Avut tot felul de expoziții de bani, dacă mi-amintesc bine, de cărți vechi, de ce nu, astea mi se pare normal ca activitate, dar ca instituție trebuie să aveți multe activități în care să implicați publicul într-adevăr, pentru că numai astfel se va ști ce se face de luna aici, octombrie, ce se poate face. Dacă îmi permiteți, pentru luna octombrie avem două, mai multe manifestări, dar între ele două pe care le subliniem și care sunt destinate unui public mai larg. E vorba de încă o ediție din Antologia Scriitorilor Români Contemporani. E o manifestare, un format de manifestare pe care l-am inițiat cu ceva vreme în urmă. Au venit de-a lungul timpului scriitori importanți la această antologie de la, hai să spunem, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Ion Mureșan, Lucian Vasiliu, Gelu Dorian și alții, Cătălin Dorian Florescu și alții. Ei, în octombrie, pe 17, avem o seară de literatură română contemporană cu patru scriitori importanți ai literaturii române, obzeciste, să spunem. E vorba de Nichita Danilov, poetul, scriitorul, prozatorul din Iași, care acum este la misiune în Chișinău, în diplomația culturală. E vorba de Aurel Pantea, un poet și un prozator de excepție care trăiește Alba Iulia. E vorba de Ioan Moldovan, de la Oradea, cel care conduce revista Familia, un poet de excepție și un poet al locului, dar care nu e mai prejos cu nimic decât ceilalți, e vorba de poetul Nicolae Sava. Deci va fi o manifestare pe 17 octombrie, Antologia Scriitorilor Români Contemporani, la care invităm publicul din Piatra Neamț să înțeleagă, să vadă că poezia contemporană e frumoasă, că poezia contemporană are poeți importanți astăzi. De asta noi ne-am propus să aducem dincolo de carte, dincolo de cititor, să aducem și pe autor în bibliotecă,
să-l punem în relația aceasta fericită, zic eu, carte, cititor, autor. De asemenea, la sfârșitul lunii, pe 31 octombrie, o nouă ediție din Sadoveniana, ne facem o datorie de onoare să-l omagiem pe Sadoveanu în bibliotecă. Anul trecut am avut o ediție extrem de reușită cu trei universitari ieșeni, Bogdan Crețu, Antonio Patraș și Doris Mironescu. Anul acesta, la fel, invităm câțiva reprezentanți din spațiul academic ieșean. E vorba de Constantin Dram, care va conferenția despre Sadoveanu mai puțin cunoscut, deci un Sadoveanu din documente. De asemenea, va veni Emanuela Ilie, alt conferențiar de la Iași. Suntem în discuții cu câțiva universitari bucureșteni. Vrem să îl discutăm pe Sadoveanu nu la nivelul speculațiilor, ci la nivelul interpretării critice adevărate. Deci asta va fi pe 31 octombrie, prefigurând alte manifestări care vor fi în județ dedicate lui Sadoveanu, însă consider eu că cele mai adevărate sunt în bibliotecă. Anticipez un lucru care este în desfășurare, care va avea finalitatea în decembrie. E vorba de un parteneriat pe care îl avem cu Academia Română de a omagia memoria lui Ion Creangă la 125 de ani de la plecare. Asta se întâmplă în decembrie, sunt 125 de ani de la moartea lui Creangă. Ei, în parteneriat cu Academia Română, cu Eugen Simion, cel care girează Fundația Culturală Academia Română, o ediție specială Ion Creangă, integrală operei lui Creangă, în colecția Pleiad a Academiei Române. Deci opera integrală cu cele mai apăsate cuvinte critice despre Creangă. Am solicitat un sprijin financiar Consiliului Județean, el a fost aprobat în ultima ședință și deja ediția de lux, de altfel, a operei lui Creangă va apărea, da, sub auspiciile Academiei și va fi tipărită la un tipar aparte la monitor oficial. 400 din va fi un tiraj de 1000 de exemplare, extrem de luxos. Volumul va avea 1280 de pagini, vă dați seama că este integral la Creangă și exemplarele vor fi donate bibliotecilor comunale din județul Neamț. O parte vor fi trimise și bibliotecilor județene din țară pentru ca model de colaborare cu Academia Română. Deci asta va fi în decembrie. Am spus-o doar că e în desfășurare pentru că deja se lucrează la ediția despre care v-am spus. În noiembrie, la fel, vom avea multe manifestări, dar cred că e bine să le lăsăm la timpul respectiv. Acum tot de manifestări ne apropiem. De fapt, imediat va fi Ziua Mondială a Educației, pe care Biblioteca Județeană am observat că nu o va lăsa nebăgată în seamă. Evident, o zi mondială a educației e momentul în care ne concentrăm sau aducem în discuție un termen, un concept. Noi cred că facem educație în fiecare zi, de asta recent a fost, de exemplu, Noaptea Bibliotecilor. Noi am făcut anul trecut câteva nopți de manifestări de poezie și muzică în bibliotecă, la care a participat foarte mult public. De asta facem periodic, educație facem continuu, iar nopțile bibliotecilor facem din când în când, atunci când publicul tânăr este dispus să vină să asiste la seri de poezie, la nopți de poezie și muzică. De asta, Ziua Educației este, zic eu, un concept permanent în tot ce facem noi în bibliotecă. Se tot vorbește, se spune, mai ales după rezultatele de pe la bacalaureat din ultima vreme, se vorbește foarte mult despre educație, ce lipsește în educație, ce este în plus în educație, ce ar trebui făcut. Dacă e să vă gândiți așa, din punctul de vedere al omului de cultură, care este problema cu educația în acest moment? Și la tinerii, dar și la bătrânii români. Aici e un complex, e o discuție mai complexă și
e un complex de factori care determină lipsa de educație, cum e un complex de factori care ar trebui urmat pentru o educație completă. Eu cred că din educație, în acest moment, lipsește cultura. Elementul cultură din educație. Nu poți face educație în afara culturii, nu poți face educație în afara modelelor culturale. Noi vorbim foarte des că în vest nu se citește ca în România. E falsă ideea. Noi suntem poate mai bine informați uneori, dar nu suntem mai bine cultivați, nu suntem mai bine educați. Pentru că învățământul nostru este unul informativ și mai puțin formativ. Pe când în vest se merge foarte mult pe învățământul formativ. Deci noi nu formăm oameni pentru viață, noi informăm și aruncăm în societate. Vedem că au luat la Olimpiada de Fizică, elevii de noștri au luat locurile fruntașe, la geografie, la chimie, dar întotdeauna la teorie. Sunt chestii informative, deci bagaj de cunoștințe foarte mare, cu care, aruncându-l în societate, nu prea are ce să facă. Societatea le-a și îl deformează după aia. Da, sunt multe lucruri de vorbit despre acest lucru. Ideea este așa. Până când ne vom opri să facem tot felul de speculații, să facem tot felul de încercări cu învățământul românesc, nu vom reuși să ajungem la un liman. Ar trebui să existe un moratoriu pe educație, toate partidele să-și dea mâna, pe o perioadă de 10-12 ani, nimeni să nu se atingă de educație, să creeze o platformă, un program de evoluție a educației și 10-12 ani nimeni să nu se atingă și atunci am putea să vedem un rezultat. Așa a devenit un poligon de încercare educația, orice ministru vine și toate fanteziile încearcă să le aplice pe spinarea vieților copii, pe generații, până la urmă. Lipsa de coerență în educație, lipsa de coerență în cultură sunt atacuri la siguranța națională. Și la siguranța națională nu pe termen scurt, pe termen foarte lung. A apăra limba română, a apăra cultura română, a apăra educația România ar trebui să fie priorități în programele, nu electorale, că acolo sunt numai baliverne, în programele guvernamentale, în programele pe termen lung ale românilor cu bun simț, care ar trebui să ne reprezinte la un moment dat la nivel de guvern. Pentru că dacă ne pierdem cultura națională, limba națională, nu mai suntem un stat național. Și riscăm să o facem pe lipsa de inspirație, ca să nu spun prostie, pe prostia celor care la un moment dat girează destinele noastre. Sau pe indiferență, ca să zicem așa, pe ignoranță, nu neapărat prostie. Mulți sunt oameni extrem de inteligenți, dar n-au ce căuta acolo. Pe de altă parte, sunt oameni care nu știu, dar nici nu îi interesează. Absolut. Aici este problema ignoranței. În anii din trecut, când s-au tot făcut experimente în sistemul educațional românesc, mereu s-a vorbit că a fost luat un model francezesc, a fost luat un model elvețian, a fost copiat un model nu știu de unde. Adică nu e o problemă cu faptul că se încearcă un alt model, dar aproape de fiecare dată s-a vorbit după aceea în presă că modelul respectiv într-adevăr a fost încercat în Franța câțiva ani, s-a dovedit un eșec, alt model a fost încercat în altă parte, de ce la noi mereu s-a luat doar partea teoretică a oricărui model, a oricărui concept a fost, s-a pus în practică aici, deși se știa că nici modul în care a fost pus în practică, nici modul în care a fost gândit în alte țări n-a funcționat. Totuși, la noi s-a luat, s-a pus, a mers câțiva ani, a stat câțiva ani, s-a dovedit că nu funcționează. De ce nu se uită nimeni să vadă ce se poate întâmpla? Care sunt consecințele unei schimbări? Cum ați spus dumneavoastră, pe termen lung. Întrebarea este bună, răspunsul nu îl poate da nimeni. Pentru că nimeni nu este interesat de rezultatul experimentului pe care îl provoacă. Vrea doar să experimenteze, eventual să plătească pe cineva care să îi facă proiectul, programul, după care nu este interesat să vadă până la capăt ce se întâmplă cu adevărat. Un atac, zic eu, cu efect pe termen lung asupra învățământului superior a fost atunci când s-a introdus sistemul Bolonia,
care e de neînțeles pentru foarte multă lume. E o modalitate de a ciunti ceea ce era bun și de a deturna ceea ce era bun în învățământul superior, pentru că răul de acolo începe. Dacă mediul universitar este corupt, este dus în mediocritate, este bagatelizat, este, nu știu cum, privit într-un anume fel îndoielnic, ei, mediul universitar este cel care dă nota a ceea ce se întâmplă în actualitate și mai ales în perspectivă într-o societate. Ori mediul universitar la noi este extrem de corupt și o spun cu toată luciditatea, atâta vreme cât am avut universități și facultăți în România care au dat diplome, au existat acele fabrici de diplome, gen Spiru Haret, gen altele de pe la Târgoviște, de pe nu știu mai unde. Au apărut efectiv de, așa, orașul și universitatea. Fabrici de diplome care au dat impresia multora că e foarte ușor să accezi la o diplomă de universitate, la o diplomă de doctorat. Doctorate s-au plagiat și, exemplu, avem notorii în societatea românească dintr-un capăt în altul. Ei, bagatelizarea cadrului academic românesc a dus practic la la surmontarea unor lucruri care erau temeinice. Efectiv, o instituție care trebuia să aducă în societate cele mai iluminate minți, cei mai buni practicieni, cele mai de bază persoane, să zicem, a devenit ceva, cum a spus dumneavoastră, bagatelizat. Dar și la facultățile de stat s-a întâmplat asta. Absolut. Nu, în momentul în care au renunțat să mai dea un examen de admitere pentru anumite profiluri, pentru anumite facultăți, și a început lumea să intre numai pe bază de dosar, din start s-a pierdut un mod de triere a viitorilor studenți. Facultatea nu trebuie să fie ceva obligatoriu numai decât. Facultatea trebuie făcută de cei care pot să o facă, care merită. Dar acum a devenit ceva de genul, ai o diplomă de facultate ca să meargă cu aia de bacalaureat, să fie amândouă, dar nu numai decât din convingere sau din pasiune. Efectul este constant cuantificarea cuantificarea universităților și pun dispunerea lor în statistici mondiale. Niciuna dintre universitățile din România nu e mai sus de locul 500. Vă dați seama că toate țările din jur au universități care se situează undeva peste locul 500. Ei, noi suntem toți sub 500. Nu mai avem acele centre universitare, dar trebuie să avem un centru universitar sau unul sau două sau trei intangibile care să-și păstreze regulile, să-și păstreze modalități mai dificile de penetrare în spațiul academic. Ei, nu. La noi totul s-a dus în derizoriu. Și universitatea din București, cea din Iași, cea din Cluj s-au contaminat. Așa cum era mărul putred într-o ladă cu mere bune, cam așa a acționat sistemul particular al fabricilor de diplome în mediul universităților serioase din România. Și suntem, din păcate, nu mai discutăm acum despre mediul în sine, ci despre efectele în societate. Un absolvent de facultate cu diplomă îndoielnică, cu diplomă fără lucrare de licență, de exemplu, mie mi se pare o chestie din comun. Cele mai multe facultăți particulare au dat diplomă fără lucrare de licență, doar pe baza unor teste pe calculator. La urma urmei au fost universități, până s-a schimbat un pic legislația în anii trecuți, care primeau viitori studenți, ca înscriși în facultate, îi primeau de la începutul verii pe ideea că ei promiteau că își vor lua bacalaureatul în toamnă și vor avea acest test. Ideea este că toată lumea s-a mințit. Deci, în primul rând, cel care a luat diploma nepregătit a fost primul păcălit. După aia a păcălită familia din care provenea. Societatea în sine păcălită și ea. Toți. Singurii care au beneficiat au fost cei care, în spatele acestor afaceri, au stat și-au numărat banii
și-au tras forile. După care și-au făcut caluturile cu bani și ei și-au căutat de viață mai departe. Dacă ne uităm un pic în spatele acestor facultăți particulare, vedem că erau niște cadre de nădejde, fie ale securității, fie ale partidului. De la cel Bondrea și așa mai departe, până... Deci și lucrurile astea au fost parcă făcute cu un program ca să... S-a vorbit destul de mult că, pe lângă acest efect de domino pe care l-a avut explozia aceea de facultăți particulare, în același timp educația a primit mai puțin bani, facultățile de stat se descurcau tot mai greu cu banii și au introdus tot mai puternic acel sistem de taxă, de intrare pe taxă. Și atunci s-au primit mult mai mulți studenți decât înainte care plăteau taxă, dar pentru a putea primi și obliga să plătească acea taxă în fiecare an, trebuiau să-i țină acolo, nu? Și atunci au scăzut cumva standardele de intrare în facultate. Și în felul ăsta am ajuns să intrăm la facultăți, nu știu, de jurnalistică, de filosofie, de arte, de orice alt fel, pe bază de dosar, fără a arăta nicio aptitudine în domeniu, absolut, niciun avantaj, nimic care să justifice faptul de continuarea studiilor superioare pe acel domeniu. Și cred că asta a fost unul din factorii care a dus la decăderea sistemului universitar. Dar credeți că se mai poate face ceva acum? Noi am plecat vorbind despre cultură și am ajuns la educație. Sunt două concepte, doi termeni, două laturi care se întâlnesc de fapt, care sunt legate una de alta. Scăderea nivelului de educație va duce automat la scăderea nivelului de cultură, la dezinteres pentru cultură sau pentru cultura adevărată. Și asistăm la, hai zice, manelizarea, la tabloidizarea culturii și tabloidizarea educației. Așa cum surogatul de muzică înlocuiește muzica adevărată, cum surogatul de literatură înlocuiește literatura adevărată și surogatul de educație înlocuiește educația adevărată, surogatul de cultură înlocuiește cultura adevărată. Și ajungem oameni surogați, oameni surogat, într-o lume în care trebuie să fim conștienți că trăim o singură dată, că avem o omenire extrem de serioasă, că ne trăim propriile destine. Faptul că suntem conectați la mijloace mass media, în spatele căruia sunt niște păpușari care ne iau așa și ne... nu pe noi neapărat, cât societatea în genere, dăm impresia oamenilor că participă, de fapt ei sunt trăiți și nu trăiesc, de asta trăim într-o lume surogat, într-o mec-cultură, ca să zic un termen mai la modă. Dacă există o ieșire, după părere mai există. Întotdeauna nația asta a avut un moment zero când a făcut o evaluare a ceea ce este, a posibilităților, a oportunităților și așa mai departe și a luat-o de la un fel de zero. Avem nevoie de acest zero în care tehnica necatului. Până nu ajungi cu, dacă este neci, până nu ajungi cu picioarele pe fundul apei, nu poți să-ți faci vânt să ieși la suprafață. Cam aici trebuie să ajungi. Până nu ajungi într-o situație limită, nu știi de ce ești în stare. După care suntem în situație limită. A trecut criza economică pentru toată lumea din Europa, am depășit-o tot într-un anume fel, am depășit-o și noi, dar criza economică era doar o mică parte din criza mare, criza morală, criza de identitate, criza culturală, generate toate de criza economică. Problema în România acum nu este a unei bucăți de pâine. Bucata de pâine Dumnezeu ne-o dă pe când nu ne aplecăm noi să o luăm. E găsirea unei perspective, a unui orizont și nu a noastră, generațiile a doua. E vorba de tinerii care trebuie să se redescopere pe sine, să redescopere cultura națională, mândria națională, lucruri care par banalități la un moment dat. În vremea lui Ceaușescu era devenit așa, sau după 89, patriotismul se banalizase. Ori trebuie să redescoperim patriotismul, să descoperim valorile consacrate, familia, pentru că în jurul familiei poți după aia să reconstruiești societatea. Cultura dă modele.
Cultura te trage de mânecă. Dacă tu ești atent la modelele astea și la gestul pe care ți-l face cultura, atunci există o șansă pentru fiecare. Mi se pare că în momentul acesta în educație în România, și mă refer la clasele mici, la clasele de gimnaziu, la liceu, chiar la facultate, este cultura o parte destul de consistentă din educație? După părerea mea, nu. Sau modul în care cultura este văzută în educație, în care este nu predată, prezentată? Nu, după părerea mea, nu. Și tot la un lucru pe care l-am formulat mai înainte, că nu facem o educație formativă, ci una informativă. Manualele sunt inadecvate, în mare parte, pentru că și inexistente, cum a fost acest început de an școlar. Bă, să zicem că a fost un incident. Dar manualele sunt inadecvate la ce se întâmplă la nivelul secolului 21. În perioada în care suntem în plin evoluție informatizată și așa mai departe, noi încă ne mai luptăm la nivelul claselor mici cu texte perimate, depășite, cu istorioare care aproape că nu au logică pentru copiii care stăpânesc calculatorul mult mai bine decât profesorii dintre profesori, sau învățătorii lor. În același timp, la nivelul, mă uitam în manuale de literatură de la nivelul claselor a 11-a, 12-a, extrem de stufoase, extrem de încărcate, cu, de exemplu, Mircea Cărtărescu este prezent în manual de clasa 12-a cu un fragment din Orbitor. Orbitor este un roman excepțional al lui Mircea Cărtărescu, dar nu este de nivelul unui elev de clasa 12-a să-l înțeleagă. Ducându-i în față un autor ca Mircea Cărtărescu sau o operă ca Orbitor, îi se va părea lui antipatică literatura contemporană și l-ai pierdut pe vecii. Trebuie să duci lucruri realmente nu foarte ușoare, ci ușoare, plăcute, care să-i facă, care sunt interesante, care să-i deschidă gustul pentru literatură, pentru literatura contemporană. Asta facem noi în bibliotecă, aducem scriitori importanți și îi arătăm în fața acceptabilă și accesibilă a operii și a biografiilor. Uneori nici profesorii care predau la liceu nu sunt pregătiți la nivelul materiei pe care o propun cei care fac manualele. De asta, dacă am avea profesori buni, am avea și elevi buni. La urma urmei, educația nu se face numai pe baza manualelor, pentru că între manual și elev mai este cineva, exact. Aici e cel vicios. Dacă profesorul a fost pregătit într-o facultate particulară, și-a plătit diploma și a trecut din an în an pentru că nu-și permiteau cei de la facultate particulară să-și lase clienții, că acolo erau clienți și mai puțin studenți pe drum, atunci ei au ajuns undeva într-o formă de învățământ, predau la un anumit nivel, mai jos sau mai sus, predau un obiect, nu spun care, română, chimie, fizică și așa mai departe, ei, aia nu pot să fie profesorii de elită care să facă, să scoată elevi de elită. De asta sunt foarte multe incoerențe și discrepanțe în învățământ. O spun cu durere pentru că, până la urmă, generația asta foarte tânără care vine Navalnic din urmă și își cere drepturile, este cea care va prelua, vrem, nu vrem, tot ce înseamnă societatea românească de mâine. Și structură, și infrastructură, și conducere, și administrație, și economie, și agricultură, și tot aceștia sunt. Dacă sunt nepregătiți, atunci totul va fi, din păcate, un haos, dar o incoerență totală. Eu cred în același timp că între tineri sunt foarte mulți care văd pe cont propriu, că până la urmă educația înseamnă și autoeducație. Acesta este un aspect pe care m-am mai certat eu cel puțin cu alți oameni care n-au înțeles niciodată când le spuneam că unii oameni nu sunt educați și o luau, dar poate sunt orfani, dar poate n-a avut cine să educe și încercam să le explic de la o vreme, nu mai pot să dai vina pe societate sau părinți pentru ceea ce ești. De la o vreme ai rațiune, de la o vreme poți să vezi ceea ce este în jurul tău, poți să încerci să înțelegi ce îți lipsește sau ce nu. Și să te autoeduci. Iar autoeducația se face plecând sau trecând prin bibliotecă.
Nu te poți autoeduca stând acasă și punând un deget în tâmplă și uitându-te în zare. Nu, nici pe departe. În bibliotecă, unde găsești cărți, găsești porți, ferestre deschise spre cultură, spre lume, spre univers. Poți completa cultura și cartea, toate astea le poți completa prin observația directă, mergând și având curajul să iei lumea în răspăr, pentru că mi-a trebuit luată în răspăr, nu neapărat luată așa cum este. Și poți călători, poți să vezi lumea așa cum este. Așa că tinerii din ziua de azi să încerce să se autoeduce, pentru că până la urmă și mari profesori, mari intelectuali, mari scriitori, mari pictori, mari muzicieni, mari artiști au fost niște mari autodidacți. De asta vor apărea geniile alea care acum sunt undeva rătăcite în mulțime, care prin autoeducație vor reuși să spargă chiar barierile educației. Spunea Păstorel Teodorean, avea o epigramă foarte frumoasă, care zic că poate fi o concluzie la dialogul nostru: adevăratul înțelept e fără nicio îndoială acel care a rămas deștept și după ce a trecut prin școală. Într-adevăr, școala nu trebuie doar să te formeze, școala trebuie să-ți deschidă un drum pe care trebuie să-l iei singur. Cum spunea, nu poți să dai vina pe altcineva pentru tot ce se întâmplă într-o viață. Este timpul când o iei în propriile mâini și te duci mai departe. Acum, cu scandalurile astea de la bacalaureat, că a început toată lumea să spună că a scăzut nivelul elevilor, de fapt n-am făcut decât să vedem adevărul. Dar de ce credeți? Că mie mi se pare foarte trist faptul că pică foarte, foarte mult la limba și literatura română. În cazul ăsta, unde mai este problema? Este doar la elevi? Este doar la părinți? Nu știu, profesorii? Nu este făcut... nu este făcut sistemul de așa natură încât să-i ajute pe elevi? Pentru că dacă eu m-am uitat în fiecare an la probele care sau la subiectele care au fost la limba și literatura română, deci fără să știu ce s-a mai făcut în 10 ani de când am terminat eu liceul, cred că puteam să fac de un 6, 7, 8 liniștit doar din ce mai aminteam eu că am mai citit din opere. Doar cele clasice. Da, e o discuție complexă și aici. Ideea este că nu toată lumea trebuie să termine un liceu. Nu toată lumea este obligată să facă un liceu. Asta nu s-a știut când s-au desființat școlile profesionale. Eu cred că trebuie să ne reîntoarcem la, hai zicem, o societate stratificată în care fiecare să facă ceea ce știe să facă, ceea ce cred el că poate să facă, în care, până la urmă, fiecare se adaptează la nevoile societății, să recreăm o elită culturală, o elită intelectuală sau elitele să revină în actualitate, să recreăm clasa de mijloc care este echilibru într-o societate. Toate astea sunt reflex al educației, al culturii și al, zicem noi, al unui bun simț național. Noi trebuie să ne recăpătăm acel bun simț național, să ne recreăm statutul de români, statutul de naționalitate autonomă într-o mare europeană. E foarte bine că am intrat în Europa, este nemaipomenit că am intrat în acest concert european. E o șansă pentru fiecare în parte și pentru societatea românească în integralitatea ei, dar trebuie să fim aici societatea românească în context european și nu o masă amorfă care se poate risipi în orice moment într-o mare europeană. Să rămânem români în Europa. Nu știu, văd situația asta în două feluri. Pe de o parte, pentru politicieni suntem acea masă amorfă de votanți pentru o parte sau alta, dar pe de altă parte, în ultima vreme, mi se pare că lupta asta politică cam distrus naționalismul nostru pentru că ne-a împărțit în două tabere. Lupta politică combinată cu activitatea mass media. Se știe, se vede foarte clar, politicienii momentan sunt în două tabere, stânga și dreapta, se luptă cu ce pot, televiziunile la fel sunt în două tabere, stânga și dreapta,
unii oameni de televiziune, inclusiv unii politicieni, efectiv ne-au împărțit în două tipuri de oameni. Fie că este vorba despre bătrânii care sunt de stânga și tinerii de dreapta, fie că este vorba de ai lor și ai voștri, fie că este vorba de băsiști și voiculești sau cum se mai spune, mi se pare că în ultimul an chiar se vede o ruptură tot mai mare între două categorii de români. Și nu știu să spun eu personal dacă au dreptate unii sau alții sau greșesc și unii sau alții, dar mi se pare că fiecare și-a format propriul naționalism. Da, e de analizat aici și la fel comportă o discuție extrem de largă și de amplă. Mi-amintesc că prin anii 90 era un ziar al PDSR-ului, nu mai știu, era un ziar și duceam la țară ziarul respectiv, s-aduna la colecție la instituția unde lucram și dădeam cuiva la țară. Ei, la un moment dat, ideologizasem, se uitau numai în ziarul ăla și tunau și fulgerau împotriva liberalilor și a țărăniștilor. Ei, zic, hai să încerc invers. Și l-am dus după aia numai ziare de celălalt. În o lună deja tunau și fulgerau împotriva celorlalți. Ideea este că sunt forme de manipulare, foarte mulți dintre cetățenii noștri, tot ca lipsă de educație și de cultură, nu sunt informați, sunt manipulați prin mijloace de mass media. Dacă un om îți spune că este foarte ferm de o parte sau de alta, întreabă-l la ce post de televiziune se uită. Și, sau la ce posturi, care sunt și ele grupate într-o anumită formă. Și în felul ăsta poți să-ți dai seama cât datorează dresajului din mass media. De asta, ca să citez pe Andrei Pleșu, care spunea că nu mai avem de multă vreme partide politice, ci avem doar mafii politice, vă spun eu un citat din Andrei Pleșu, atunci să mergem pe varianta așteptăm să apară partide politice în România cu ideologii limpezi, dreapta-stânga, care să aibă în mijlocul lor și în miezul lor și în atenția lor pe cetățean, pe om, pe omul ăla viu, adevărat, care vrea să trăiască și el ziua de azi cu ceva perspective pentru ziua de mâine.